Vom lua măsuri pentru a stopa epidemia atacurilor armate, promite președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Acesta a făcut și un apel la Congres, dominat acum de Partidul Democrat, să ia măsuri pentru limitarea circulației armelor de foc în Statele Unite. Solicitarea lui Joe Biden vine la trei ani după un sângeros atac armat la un liceu din statul Florida, în urma căruia și-au pierdut viața mai mulți elevi și profesori. Președintele american Joe Biden a anunțat că administrația sa nu va mai aștepta următorul atac armat în masă pentru a lua măsuri pentru limitarea armelor. Fac astăzi apel la Congres să promulge reforme de bun simț privind armele, inclusiv verificarea ale istoricului tuturor vânzărilor de arme, interzicerea armelor de asalt și a încărcătoarelor cu capacitate ridicată și eliminarea imunității producătorilor de arme care, în mod conștient, au trimis arme pe străzile noastre, a precizat Joe Biden. Președintele în Statele Unite Vânzarea de armament se face în condiții diferite de la un stat la altul. Astfel, dacă în New York populația are nevoie de permis pentru cumpărarea de arme și trebuie să le înregistreze la autorități, în Texas nu există nicio restricție. În plus, în multe locuri vânzarea de arme și muniție se face chiar și în supermarketuri. În Statele Unite, dreptul de a avea o armă este garantat prin articolul 2 din Constituție. Orice schimbare profundă a legislației în acest sens necesită și o modificare prealabilă a Constituției. Joe Biden nu este primul președinte american care promite schimbarea legislației pe armament, și Barack Obama a promis un lucru similar, însă schimbări semnificative se anunță de acum înainte.